Președintele României Traian Băsescu prezent la Târgu Mureș a mărturisit că visează la libertate și nu știe când a fost ultima dată la restaurant împreună cu familia, fără să fie acompaniat de agenții de securitate. Invitat la o dezbatere organizată de Fundația Conrad Adenauer la Târgu Mureș, președintele României Traian Băsescu a vorbit despre viața unui președinte, despre lucrurile la care a renunțat, în principal libertatea sa. Vreau să mă duc în restaurant, vreau să mă duc pe plajă cu soția, vreau să mă simt liber. Însoțit în mod constant de bodyguards și asaltat mai peste tot de reprezentanții presei, de cetățeni, președintele visează la lucruri simple, precum o plimbare pe stradă sau o cină liniștită la restaurant. Pe lângă aceste lipsuri, Traian Băsescu a vorbit despre criticile primite în calitate de președinte. Când anunți că există riscul unei crize într-un domeniu, ești acuzat că tu ai provocat. Când pui degetul pe rană și denunți practici care nu sunt democratice, ești acuzat că vrei să introduci dictatura. Când vorbești de elemente de corupție la nivel înalt, ți se demonstrează public că tu ești corupt. Și cu toate criticile, șeful de la Cotroceni nu pare să aibă regrete și consideră că și-a făcut treaba și a promovat democrația. Asta dovedește și distincția Fundației Conrad Adenauer oferită președintelui în anul 2006.